Ia și ce ai zis acolo? La oprică? Ia, dă-i nălunco. Nu mă interesează, nu știu ce zis, are ce, nu, domne, dacă mai zis... Dar nu mă scrie. Hai, lasă-mă cu da. Unde e nălă? Dar și mai scupe. Ai făcut o grămadă de pedepse. Haide. Oricum fac singur, dar vreau inelul înapoi. Ce vrei, mă? Ce ești? Dă-l-o cont. Nu e. Păi dă-i inelul unde? Nu e. Caută-l. Păi dă-i inelul. Dacă iar se bără. Ai dat ce urâtă sunt fazele astea. Deci deja devine plin. Bat acolo, afară, da, eu ești. Te bat? Eu sunt prostă la sfârșit și ceartă. Ești cum e un ascuns, dar nu ziceți de... Nu, ești bolundă. Dar stai că o să vadă. Las că l-ai pus admirat, celălalt nu. Ăla e ascuns. El e nervos, ea nu e. Ce concluzie ați tras voi din ceea ce s-a întâmplat? Că Roxana a făcut o pedeapsă și el 3. Cine, mă, că ăsta e meu ăla, nu ăla care zici tu. Care? Ăla de... Totul l-am plătit și peste doar. Ia, yeah, nu ți-o dau. Ia, nu ți-l dau. Ia, unde e ăla? De jenă te faci. Hai, lasă-i, băiatul meu. Băi, te faci de râs, măi, băiatul meu. Liniște, te faci de râs, mă. Stai jos. Eu n-am cum să dau inelul ăla. Lasă, te rog, nu mai vorbim. Băi, ea a făcut. A făcut ce-ai făcut. Ea a făcut ce-ai făcut. Femei, nu se cere ceea ce-ai făcut. Dacă e cel mai mare. Să stai, fată. Băgați-vă și vorbiți, ca să... Ce-a făcut eu, mă? Ia, uite, bă, ce-a făcut. Aici. Cine? Uite toți. Când? Acum. A făcut-o pedeapsă, turco. Da? Acum. Nu există. Hai, dă-i inelul și ăsta. Nu vreau să dau inelul. Nu vreau. Dă-l încoa. Da, nu vreau să-ți dau. Dă-i inelul încoa. Da, ești tu pe ceea ce... Nu vreau să-ți dau nimic. Nu vreau să-ți dau nimic. Hai. Ia, stai-ți vezi ce țară-mi toată geanta. Doamne, dar nu lăsați voi pusa să-mi ia mie geanta. Bag. Mai bag. Am râs până acum, ne-am distrat și acum stai la bătăriu. Mai mult, atunci o să... Hai că până la oricum toți s-a ținut de... E joi, favoriții. Da, tot. Tot te lasă cu bătaie. Mă, că atâi, băi, e... Du-te, băi, că turcul am barnare, lăsați cu brăjeală. Vă rog, dar la o prietă stare, dar la am barnare, vă lași cu brăjeală. Deci, am zis eu ceva de el? Da. Te-am și zis că el nu știe. Dar uite ce e Roxana în casă când am ajuns. I-a spus la Pirui că dansează. Când am ajuns, nu, domnule, că eu nu dansez. Las că să-l am la mână, că vreau să-l am la mână. Nu, da, cu la baie. Când îi spune turcul, nu mai fă, bă, fraiere, că oricum o să te împartă. Dar și ieri și am zis, astăzi, ieri, în aia, la pedeapsă, la fel, el n-a vrut să o facă cu Gabi. Și ai zis, pe ce, eu sunt fraier. Ali, nu dau, bă, ca să-mi iau asta mie geada, să-mi arunce mai make-up-ul ăsta. Vorbește cu oamenii. Ce te uiți la mine așa? Vorbește cu oamenii. Nu mi-am mie geada și mi-am arunce. Bă, cum să-mi iau turcul, cazează-te, turcule. Sunt de azi, inelul și tot. Dar nu e aici, inelul, fațele nu vrei să jur că nu e aici? Mi-e ciudă că i-a dat un inel care n-are valoare. Știu, lasă-te-l de mai încolo, calmează, te lasă că a făcut o pedeapsă și tu ai făcut. Păi, jacule, nu e geantă. Aia a fost tu aș mă, ce se poate la fel. Ce frate, tu nu te-ai... Jacule, caută să... Bă, băiatul meu, te faci răzit. Nu te faci tu, mă. Nu te faci, mă, că te-ai făcut trei pedeapsă. Nu te mă. E normal. Care normal. Nu stau acolo. A, vrei să mai dai bani ca să-mi dai de dat? Nu-ți dau nimic, nu-ți dau. În casă. Într-o turcule, hai! Să zic pe mami că nu e geadă, n-am luat. Turcule, hai pe casă, mă, turcule, tu nu... Haideți, intrați în casă, nu e geadă, înțelegem că nu e geadă. Turcule, e în casă, de care rost să cauți? E în casă, hai cu noi, hai! Păi să-mi dea inelul. Păi hai în casă, să zic! Hai că-i în vază, mă, hai! Hai că-i în vază, hai! Hai, adu-l încoa, hai! Hai, hai! Te faci de... Acolo iau toate alea. Te faci de râs, băiatul. Hai, taci! Te râs, măi, băiețelule! Toți taci! Te faci de râs! Să-mi dea inelul înapoi! Ți-l dă, dar te poți calma? Da. Te faci de rușine! Bă, să-mi dea inelul și lasă în pace, ciunță! Da, da, turcu, dar crezi că toată relația voastră constă în inelul ăla sau calmitatea ta constă în inelul? Exact, în aia constă! Nu mă bate-o pe amul, să-mi dea inelul! Serios, nu să-mi dea bătaie, că nu merită! Calmează-te! Eu stau la vrăjea la ei. Oricum ce-mi dă ea după, turcu? Păi să-mi dea inelul, frate. Păi tu stai într-un inel sau calmarea ta stă în inelul ăla? Da, inelul ăla îl dau la altcineva. Nu te ascunde, că vine iar. Unde se ascundea? Pune și tu, nu știu. Vin încoa, vin încoa, că ți-arăt eu unde. Vin încoa. Doamne, fată, cum? Doamne, să faci... El o să iasă cel mai prost din asta, să știi. Bag-o unde fac. El o să facă de râs. Bag-o aici. Nu, că o să știe că e aici. Lasă, găsim în altă parte. Hai să căutăm în altă parte. Hai să punem aici, o să găsească. Am să stau să... Deci eu... Bag-o aici, că nu dă el asta. Nu dă la o parte asta. Nu dă. Eu am ajuns să stau să-mi ascult lucrurile, frate. Bag-o acolo și dă mă-ta la poștă. Am ajuns să-mi ascult lucrurile. Să nu mi le iau asta. Așa am ajuns la tele. Să-mi ascult lucrurile să-mi arunce mie, postul meu, iubit.
Ferească Dumnezeu. Ha, dă-i nenul. Ce vrei, mă, să dau mai nebunit de cap? Ce inel, mă, să dau? Te faci de râs, dar te rezărtești de... Ce? Dă-i nelul și vă mai. Niciodată nu dau. Nu vreau să dau nimic. Pentru ce-ți dau? Cum să dau lucrul apoi? Voi gândiți ce vorbiți, mă, frate? Voi vă auziți ce vorbiți? Unde va pe celul ăsta? Dar voi vă auziți ce vorbiți? Nu mă uite după mine de ăsta. Tu lasă-l încolo de mine. Își cumpăr altuia care are banul cu țigări. Uite că nu vrea, oricum mai să-mi dai bani. Dăm pățărănism. Dacă vrei să dăm pățărănism, mă dăm pățărănism, ce bani ai să dai? 100 de lei trebuie să-ți dau. Trebuie să-mi dai banii care ți-am plătit eu prin oraș. Băi, turcule, ai! Dacă dăm pățărănism, mă dăm pățărănism, dacă vrei. N-ai disculpe. Dar du-te aici, mă, ce cauți tu aici? Du-te mă acasă la tine, mă, ce cauți tu aici? Mă duc când vreau eu, mă. Tu aici, măi, băiatule, că nu înțeleg. Okay, no, mă duc când vreau eu, mă. Faci de râs, băi, tu te faci de râs, tu ai făcut 3 pedepse și te-ai făcut eu, iar eu am făcut una. Treaba pe tine. Care toți? Care toți, măi? Măi, mârlane, care toți? Te faci de râs singur, te faci de râs. Și fratele ăla te-a... Te faci de râs. Și fratele ăla. Te faci de râs acum. Te faci de râs. Ce vrei să faci? Hai, dă-i nenucă. Nu vreau să dau. Hai, dă-i nelu. Nu, am chef să-ți dau. Tu oricum, du-te acasă și te liniștești, pentru că nu are rost, nu? Nu e ok să-i ceri la fată lucrurile. Dă-i nelu, Roxana, și gata. Nu vreau să dau inelu. Dar după mine m-a băgat, m-a ținut. Nu mă dar pe tine, dar să nu iasă că văd aia, Roxana. Dar el începe și jinește, de ce să facă el? Roxana, calmează-te că nu are rost să dai nelu. Nu dau nimeni. Uite aici, stau și nu dau nimeni. Ia să vedem ce face el. Ia să vedem ce face el. Încearcă să te controlezi și nu dai nimica pentru că nu l-a obligat nimeni să dea inelul. E o prostie să fac așa ceva. Ce ai făcut? Ai făcut repede ce am făcut? Andreea, lămurește să se ducă în casa lui. Dar nu spui tu mea că să dea inelul și voi mă duc. Hai, dă și ăla de pe mână, cu acu' nu merge. Ce să-ți dau? Eu nu-ți dau nimic, am eu ție. Dai bani și după aia ți-l lasă. Eu nu-ți dau ție nimic. Dă tu bani și după aia dai inele. Dă-mi bani, ce trebuie să-mi dai? Dă și tu bani de când a fost mărat. Nu, tu-mi dai bani și după aia îți dau inele. Dacă vrei să dau pățărănism, mă dau pățărănism. Hai. Închid ușa, că n-avem. Turcu, nu e ok, mă. Oprește-te, serios. Doamne. Se încheie și noi această zi minunată cu așa comportament de mârlan, foarte frumos. Foarte frumos, fostul meu iubit, cere inelul care pe mine m-a cerut de soție și că era mărât pe mine și mă iubea și la fel pe el. Da. Foarte frumos din partea lui. Foarte frumos din partea lui. Ce bătaie faci? Tu crezi că mai permis să mă ating o dată pe mine? Asta zic. Tu crezi că o dată mai permis să mă ating ăsta pe mine? Oricum, s-a enervat că a dansat cu Cătălin, de-aia fost. Păi s-a pus în geantă. Unde a pus geanta? Geanta unde a pus-o? Să fac, i-am zis să-i dai inelul. De cât se iasă scandal, a zis, dă-i inelul și nu o să fie vreo. Nu vrea nici ea. Înseamnă că îi place cearpa. Te dai inelul și nu o să mai fie cearpa. Păi zi, frate, să-mi dea inelul, că nu mai stau să mă rog eu de inelul. Dar nu ți-l dă, că i-am spus și eu. A? I-am spus și eu să ți-l dea, că e mai bine așa. Păi tu du-te la tine ca și calmează-te, că sunt de inelul ăsta. Și acum am fi în partea. Calmează-te și mai vorbi urât, te rog eu. Ce inel vrei, mă? Turcu, calmează, că dai urât, mă. Ce inel vrei tu? Nu vreau să dau. Unde e el? Vezi că e la mine? Tu pe aici, hai zi un like. Unde e, mă, tu? Vezi că e la mine? Că mă disper deja cu inelul. Păi caută și... Păi dar nu e aici, mă disper. De unde ți-l dau dacă nu e te... Și l-a uitat pe acolo. Dă-i inelul și ăsta și ăsta. Vrei să-ți arunc toate alea peste pui? Da, aruncă-le. Hai, vină cu astea. Lasă-mă, atingi, nu mai mă duc pe mine. Turcule, că-i mă. Turcu. Dă-te de aici. Lasă-mi pace, iar... Turcule. Du-te și caută-i de mine. Lasă-mi pace. Roxana, nu e vorba acolo. Dar nu te băga tu aici. Față în față. Nu vreau să te lovească. Nu, du-te și stai acolo pe canapea. Da, stai aici. Nu știu, a pus, mă, geanta asta. Unde e geanta? Nu am chef, uite așa, vreau să... Unde e geanta? Unde e geanta? Pe și ăla iară, să duci să caute inelul iară. Acum, dacă o lasă, dușmania, tot rămân în picioare. Acum tu coate cu tine, apărătă cealaltă genul iar pedeapsă, nu? Normal, da. Ce, doamne, tu să stăm? Adică să vede că el ce face... cu Ligi, vrea să îi întoarcă oarecum. Sincer, e un lucru la Ligi, eu nu le făceam. Ea nu știu că e folosit. Bă, da, dar eu știu de la începutul sezonului, Turcu o place pe Ligi.
Chiar dacă e mai mare scopul să-i le întoarcă, dar e aproape chestia că o place. Îți zic eu 100%. Știu de la început. Băi, turcule, ce vrei, mă, că nu-i la mine, mă, zici că la fiasă nu-i la mine, tu înțelegi? Deja mă enervezi. Da, nu-i la mine, Nelu, nu mai vine. Bă, dar nu mai vine la fața mea, mă enervezi, nu-i la mine. Dar așa stătei când era... Da, bravo, ce mai vrei? Ce mai vrei? Hai, dă-i, Nelu. Nu-i la mine. Și în momentul care m-a cerut de la îndrăgostit și mor după mine. Ce gândire am, bă! Ce gândire am, bă! Dar cine l-a obligat să cumpere asta? Și de acolo am știut că... Dar nu contează, luați-l și duceți-l în casă la băieți. Da, foarte interesant. Da, lasă avionul, de asta nu dau jurină, că nu vreau eu. Bine, atunci nu vă mai băgați dacă mergeți. Eu vreau să mă bag, care-i problema? Nu, eu vreau să mă bag, care-i problema? Nu mi se pare normal să o trateze așa, nu mi se pare normal. Bă, dar tu cer cadou înapoi, dar nu-i cadou. Simplu și cumpărat din bazar, este un cadou, este un inel de logodă care valorează foarte mult sentimental pentru mine, da? Și nu dau nimic înapoi, că nu vreau. Nimic nu o să dau vreodată. Dacă pentru mine valorează foarte mult și nu în bani, în sentimente, eu nu-l dau, că nu vreau! Ți-l dă înapoi când vă împăcați. Și dacă îi dă mai are asta, asta, da, nu mai m-a atinge asta niciodată pe mine, ca să... Nu zic, dacă îți dă un mai păstrezi inelul. Mai păstrează inelul dacă îi dă un... Eu așa gândire de femei, eu n-am întâlnit, serios. Nu, vedeți, fiecare gândiți diferit, pentru că toate sunteți diferite. Corect, nu-i dau nimic. Toate sunteți diferite, toate gândiți diferit, crede-mă. Păi, da, în fine. Asta zic, fiecare are teorii diferite. Eu îi l-aș da. Ce ziceți, băieți? Lasă-mă că e piscălită. Lasă-mă că pe lângă asta sunt altele în spate, da? Că eu am făcut pedeapsa, care înaintea mea l-a făcut vreo 2-3 pedepse, să fim serioși, da? Și după a făcut și-o pedeapsa, a dansat cu băiatul ăla. Dar el ce a făcut, mă, înaintea mea? Nu mai porog să-l vedeți, v-am zis eu, bă, că nu mai... Dar nu te vede nimeni, fată, dar n-a... Oricum e și ți-a eu inelul pe la urmă, stai tu liniștit. Ce mai vrei? Bine. Bine, la... Mulțumesc. Bine, las că pun eu alea, pe să te rezolve. O zi bună și la revedere. Bine, las te fac eu peste tot. Mulțumesc frumos. Cum îți dau alea cu toți. Mulțumesc frumos, la revedere, bine. O zi bună. Tu bine. Te rut-o acum. Îmi pun toate clipurile pe net. Tu îți te rut-o acum și tu singur te faci de râs cu mașinile și pe mine. Păi să-mi dai în elul, mă. Tu, că tu erai care... Tu așa te faci... Cu alții. Te faci de râs singur. Că te-am pus... Te faci de râs singur cum vorbești. Te faci de râs, băiat, mai duci, repede, mie de râs, te faci sigur de râs și pe barba ta, pe... Eu, ce să pierd? Pe barba ta, fost, mă... Pentru care tu mă jignești pe mine, tu singur ca bărbat, te faci de râs. Următoarea, eu care să te ia, tine. O să vadă tot ce mi-ai făcut mie. Fost cu tine în relație, asta trebuie să înțelegi tu. Nu am fost în relație. Tu asta spui acum ca să nu te faci de râs, înțelegi? Nu am fost relație, eu vreau inelul meu înapoi și asta tot. Nu vreau să-l dau, da. Păi uite, și zici ce mă cer cu tine. Nu vreau să-l dau. N-ai ce să mai vorbești cu mine. A fost fake. Dar tu ce cauți acum? Ce cauți tu? Ce vrei tu acum? Că nu înțelegi. Îmi dai inelul înapoi. Niciodată în viață. O să pleci. Dar de ce că ești... Da. Vrei să continuăm discuția toată ziua? Dar tu nu înțelegi. Și la favorit și în gală. Nu înțelegi. Zici ceva? Eu sunt sătulă și vorbește. Tu nu înțelegi. Ăla n-a fost pentru tine. Vorbește-ți nimic. Asta nu te ia. Dar tu n-ai fost cu mine. Dacă alții nu simt cum simt, eu nu-i nicio problemă. Mie mi-e milă de ea. Milă în situația în care ies. Bă, frate, deja mă enervează asta. Sunt de ea inelul odată. Mie da, nu. Eu sunt mai miloasă de felul meu. Tu te pinte în fața ei atunci. Încheie discuția. Asta planeze tot. Asta de ea inelul. Păi nu, frate, că ea o arde cu mine. Domnule, că nu-ți dau inelul, că nu știu ce. Uitați, iese scandal și bătăi și terpe. Intenționat face și asta. Păi asta faci intenționat, asta, nu de-a mea inelul. Turcu, dar du-te acasă, omule, că nu e ok să-i cer la fată. Am plictisit acolo, ce vrei să faci, stau pe canapeaua, iar. De fapt și de drept. Am plictisit acolo, să stau pe canapea. Andreea.
Ce mai vrei tu, mă, iar ai dai inelul, dă-mi o dată inelul. Ce-i la mine, tu nu priceva cu inelul, nu înțeles, îmi dai inelul. La mine, i-a spus. Păi unde, l-ai pus pe acolo, hai, mergem să mi-l dai, hai. Ce? Mergem să mi-l dai sus. Dar ce are, dar nu e la mine inelul, zici că nu e la mine, înțelegi că nu e la mine inelul. Îți dai cineva alt inel, ce așa vrei? Păi da, dar inelul tău nu e la mine, tu nu pricepi treaba asta. La hotel. Păi și ăla de prin monete. Păi ăsta l-am. Ai avea unul care mi l-a era tot. Ăla nu era al tău. Păi aia cu era? Era al tău. De la altul. Ai, iar-o, dar eu. Dar cine, frate, cu cine l-a văzut că mă enervi? Uite cum vorbești, minte. Ăla din Germania, nu? Ăla din Germania. Cine, mă, cine? Unde a făzut și cum arată? Tot la tot. Nu ești cu mare de care n-am făcut niciodată. Ar trebui să ajungi acolo. Ce mai vrei, tine? Niciodată. Hai, dă-l. Nu, ți-l dau. Digi. Te-a strigat-o. Ce-i? M-auziți? Da, te auzim acum. Du-te, Ligi, tu și împacă-l tu, că tu ai capacitatea asta. Nu e vorba că te lindă asta. Într-o situație de asta, o femeie, în locul lui Roxana, voi ce ați face? Ia-mi dai inelul înapoi ca să termine tot. Exact. Dai inelul înapoi ca să nu... Ok, nu-ți dea acolo. Nu-i ca și cum îi spune la telefon, băi, să-mi dai ești inelul înapoi. Ești tot la vorba mea, ați ajuns. Să mă facă unul să-mi zică că ți-am dat inelul, că te-am p***șița pentru un inel. Păi mă p***ați-o, frate, ia-l de inel. Una e să spună la telefon. Dar parcă n Roxana gândește. Alo, fetelor, ne mintim, nu vor să te spartă, Roxana nu vrea să te spartă. Și ce îl dat, pentru că el, la rândul lui, a făcut niște pedepse. Păi da, nu-ți faptele tale. Dar, ce te jignezi, dar nu asta ai zis? Îl dea ca să se încheie tot scandalul. Tu, ce-o zis, Ligi? Că ar face ca Roxana, nu? Și acum de ce zici că te jignesc? Bine, lasă-mă. Păi eu te las, apezi vorbele tale și faptele tale. Bine. Dacă vrei să aplanezi toate și eu, stai de inel. Noi acum ne agităm degeaba, că ei se ceartă, ei se împacă, nu-i așa. Dar normal, da, eu am zis, decât să ajungă să o lovească, să o înjure, să o facă de rușine, i-aș da inelul înapoi. Corect. Trebuie să mă faci pași, dar zic că inelul la revedere. Hai, bun. Și lanțul. Ce, mă? Am cinelul. E săram, mă, îți faci un săram. Vezi că e săram. Da, așa sunt eu săram. Așa la propriu. Mulțumesc frumos. Nu știu să vorbești măcar. Vai de cap. Știu. Bine, hai cu monosonul. Deja du-te și la revedere. Vezi de treaba, da. Ia și mâncarea. Aștept să-mi dai și după aia. Așteaptă în continuare. Turcu i-a luat inelul Roxanei de 5 ori înapoi și l-a dat de 6, așa că... Bravo, Cătălin! Nu mă cert cu nimeni, pur și simplu. Ligi a fost de acord cu ea în situația aia și a zis, bă, nu e ok să te liniștezi, mă, tu n-ai văzut ce afectată era. Că știe Roxana cum tu n-ai văzut ce afectată era și cum plângură. Te-am zis, Roxana, dacă m-ați fi ascultat de la început până la sfârșit, ați fi înțeles. Stai. Rozi, am zis la Roxana să stea jos, să nu mai stea face, lasă-mă să termin, să nu mai stea față în față cu el, ca și când, hai mă, hai mă, înțelegi, am zis, șez pe canapea, să nu-l mai provoci, nu, i-am spus de 3 ori la fată și poate să confirme cum o fi între casă. Stai jos și nu mai arde față în față cu el și nu îl da, dacă tu simți să nu îl dai, nu îl mai dai, e foarte simplu, punct. S-au bătut și când nu și-au cerut lucruri. Deci să nu dramatică. A uitat. Păi tocmai dacă poți evita. Nu s-a ce nu-i dai, mai? Dar mereu, dar a uitat. Să se bată, se bat și fără cerere. Bine, mă, dar ideea e ce ai zis tu. Lasă-mi de ei. Ai zis tu. Nu îi dacă și-au fost la fel. Vor să mergem și noi să vorbim cu fetelor despre problemele astea. Eu cred că noi trebuie să le purtăm de grijă și să ne băgăm între ei doar să nu se lovească, dar în rest, exact, să nu încercăm. Asta am zis și eu, să nu mai facem. Scuzați-mă pe mine, iertați-mă, vă rog frumos. Dar eu mi-am permis să spun și îmi pare rău de ei, vorbește la afară. Ei nu vor ce vrem noi. Ce vedem noi sau ce credem noi, că îi împăcăm, să ajutăm, nu îi ajutăm cu nimic. Dar el oricum o să vadă. Ei nu se vor ajuta. I-au zis clar, nu mă interesează ce ziceți voi. Nu. Asta zic, ei nu se vor ajuta. Ea nu se vrea, Turcu nu cunoște. Pentru ce să-mi bat eu gura, să răciți gura? Noi ne stoarcem aici, cred. E patru luni după să-i dă oameni. Că vine aici Roxana și ne ceartă că ne-am dat cu părerea. De ce am dat cu ea? Pentru că instinctul nostru uman ne împinge să intervenim într-o situație de genul. E ceva firesc și normal. Să intervii. Nu vă nimic. Dar tu ai zis ceva și acum zici altceva. Nu? Ce am zis, mă? Ce am zis? Tu zici că de ce să ne băgăm. Și eu m-am băgat. N-am zis de ce să vă băgați. Am zis că e normal să vă băgați. E normal. Mi se pare și mie nu asta. Am spus, e uman, stă natura noastră să intervenim când vedem o... E și satur la un moment dat. Dacă vezi că ei doi nu întâlnesc. Bă, păi dar n-ați zis mă că l-ar la hotel. Sau nu ajung la un consens. Da, mă, nu. Hotel, o săptămână. Păi poate bă, bă, Turcu, bă. Normal. Dacă eu știu că noi în Germania ne împăcăm niciodată, nu cum am avut până acum. Ce să vă împăcați, Roxana, și o să dați mâna. Nu, ne împăcăm, o să vezi. Acum, fără niciun da, cuvântul meu, pentru că nu mai e ce a fost. Da, dacă că mai cer că ne împăcăm, nu înseamnă că e așa îi place. Poți să dau cu părerea și așa. O să vezi, o să vedeți că nu mai ne împăcăm, mai bine că de ce face niciodată? Pentru că am o saturație, aici începe să zboare. Pum, 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 încet, încet. Ce n-avem de ce nu mai băgăm? Roxana, inelul de la fostul iubit îl mai ai? Da.
Și de ce nu îi lei de-a lui? Cui? Fostul. Nu mi l-a cerut, ca să-i dau. Ce-i, Roxana? Noi doi nu o să mai fim niciodată împreună. Am înțeles ideea asta. Dacă noi nu mai suntem împreună, măcar să respectăm să nu mai ne jignim atât. Cătălin, când am intrat, mi-ai spus că vrei să o cunoști pe Ligi. Nu mai vreau. Chiar acum așteptam să dați cuvântul să spun că nu mai vreau să cunosc pe nimeni în casă. Cătălin are pretenția din partea mea, oricine mă atacă, eu să nu zic nimic, că asta înseamnă atitudine de doamnă. Ei, na, sunt om și nu mai pot să vă supor nesimțirile. Astăzi că vreau să cunosc pe fata aia și atât. Dacă vrea să priceapă și ea, bine, și să facă ceva în sensul ăsta. Dacă nu, să se certe cu Roxana. Cele mai votate, 3 fete din această săptămână sunt. Cei mai votați 3 băieți din această săptămână. V-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați! Subscribe, like și share, bineînțeles! Iar pentru alte videouri, suntem aici pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.